Acum, nu știu cum să vă spun, mie și mie greu, dar trebuie să vă dau o veste bună. Este că v-am șocat? De unde și până unde vești bune în țara asta, nu? E, nu știu, dar iată, mai există și vești bune, ca asta. Veste bună de la Banca Națională. România a reușit să scape de cea mai mare datorie pe care o avea la Fondul Monetar Internațional. Țara noastră a terminat de achitat cele 13 miliarde de euro primite în 2009 de la FMI. Mai țineți minte acea perioadă foarte grea? În lume era criză de cel puțin un an, la noi o amânase Băsescu pe motiv de alegeri. După care, când chiar ne-a lovit și pe noi, n-a mai avut Nea Traian ce să facă și a recunoscut că e criză. Așa că am împrumutat niște bani, după care, ca să nu se supere creditorii, Băse și Bog ne-au tăiat salariile și au mărit TVA-ul. Ce ne-a mai distrat, domne, vă aduceți aminte? Dar totul e bine când se termină cu bine. Am scăpat de datoria cea nasoală la femeii, aia de 13 miliarde de euro. Gata, suntem curați, am fost niște plătitori buni, felicitări nouă. Și lui Traian Băsescu, desigur. Mulțumim, Nea Traiane, fără matale nu ne-am fi băgat niciodată în rahatul ăsta. E, da, acum că ne-au scos ăștia de la biroul de credite, ce facem? Nu, serios, stăm așa pe uscat? E an electoral. Vor cere baronii locali parale pentru a-și mulțumi alegătorii. De unde să li se dea? Că n-avem. Nu mai bine facem noi un nou împrumut la femei? A? Lăsați, găsim noi o rezolvare. Da, haideți să mai împrumutăm niște bani de la femei, vă rog. Dar nu așa, 13 miliarde de euro, domne, să ne putem permite să le plătim. Nu, să împrumutăm mai mult, foarte mult. Să facem un împrumut ăsta record, ca grecii, domne. Că o țară fără împrumut la femei e ca și cum n-ar exista. O singură chestie însă ar trebui să facem. Să ne împrumutăm abia după ce se revotează și se promulgă legea aia a dării în plată. Da, da, doar după aia să luăm bani. Că dacă nu putem să le dăm ălora de la femei bani înapoi, să le dăm țara, domn. Să o ia cu acte, să plătească ei impozitul pe proprietate, să plătească întreținerea, ce mai să se spele cu ea pe cap. E drept, ne-am luat țara înapoi în 2014, da, e din ce în ce mai clar că ne-am lăcomit, domn. E peste puterile noastre și oricum nu știm ce să facem cu ea. Și apoi vorba domnului Iohannis, decât slugă la ruși.